Miercurea aceasta s a împlinit 94 de ani de la nașterea fostului mitropolit și cărturar Bartolomeu Anania. A fost ucenicul literar al poetului Tudor Arghezi, unul dintre puținii scriitori români care au reușit să ofere limbii noastre un chip poetic cu adevărat nou, după ceea ce îi dăruise deja Eminescu. Istoria literaturii îl reține ca poet, dramaturg și memorialist, iar anii care s-au scurs de la debutul din 1935 și până astăzi îl prezintă cititorilor nu doar ca un scriitor de talent, ca un estet, dar și ca un iubitor de sensuri și semnificații adânci. Pentru aceste motive, el se înscrie în linia celor care, de la Arghezi și Voiculescu și până la Ioan Alexandru, au înțeles că poezia și scrisul în general țin de revelație și trebuie să slujească nu doar frumosului, ci și binelui. În anul 1993, la 21 ianuarie, Colegiul Electoral Bisericesc îl alege pe Arhimandritul Bartolomeu Anania pentru scaunul de arhiepiscop al Vadului, Feleacului și Clujului, iar la 7 februarie, în Catedrala Arhiepiscopală din Cluj-Napoca, este hirotonit și instalat arhiereu. În anul 2006, de bună vestire, Bartolomeu Anania era instalat de Patriarhul Teoctist al României, Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului. În anul 1978, devine membru al Uniunii Scriitorilor din România, iar în anul 1982, a obținut premiul pentru dramaturgie al Uniunii Scriitorilor din România. A trecut la cele veșnice pe 31 ianuarie 2011, fiind înmormântat în Cripta Ierarhilor de la demisolul Catedralei Metropolitane din Cluj.